La nivelul Piteștiului, știu că s-a discutat despre subvenția la căldură și vom avea o problemă în sensul ăsta, tot coroborat cu faptul că Piteștiul nu a primit bani în plus și mai aveam nevoie, cred că, de vreo 10-12 milioane, ceva la modul ăsta, din diferența de preț de la creșterea la gaz, la curent și așa mai departe. Noi avem o problemă serioasă aici, pentru că vorbim de 22.000 de apartamente care sunt în continuare branșate la sistemul centralizat. N-am văzut foarte mulți politicieni să fie foarte stresați în perioada asta de această chestiune. Știu că la primărie ați discutat despre povestea asta. Sper din suflet să găsească o soluție. Vorbim totuși de cel puțin 44.000 de suflete care vor depinde într-un fel sau altul, inclusiv de ajutorul pe care îl vor primi din partea dumneavoastră. Așa cum spuneam și mai devreme, guvernul văd că descentralizează absolut tot ce nu-i convine să rezolve pe plan național. În loc să meargă în Parlament să adopte acea lege pentru plafonarea prețurilor, preferă să arunce în ograda unităților administrativ-teritoriale aceste cheltuieli, cum a aruncat și altele, tot mai multe cheltuieli se aruncă în ograda autorităților locale, care, așa cum vedeți, are bugetul gol, are visteria goală și datorită crizei economice care a însoțit această criză pandemică. De aceea spun încă o dată, este o mare iresponsabilitate. Ceea ce fac ei acolo denotă, arată clar că nu prea mai contează populația decât în preajma alegerilor. Și cum alegerile abia au trecut, probabil se gândesc că până în 2024 o să uite populația toate aceste nemulțumiri, deși nu cred.